Salutare! În acest tutorial vreau să te învăț cum să te loghezi în cont și să setezi Google Authenticator. -ul. Pentru asta va trebui primul lucru să descărcăm aplicația Google Authenticator, fie de pe App Store, fie de pe Google Play. Eu am un Android, așa că voi intra pe App Store, la Search, voi scrie Google Authenticator. Este vorba de a doua aplicație, Ce arată aplicația, recomand ca și în cazul meu să aveți deja aplicația descărcată în momentul în care încercați să vă logați în cont pentru prima dată. Odată ce am descărcat aplicația vom intra pe browser pe site-ul companiei dreamcomtrue.ai Așa arată site-ul. În dreapta sus avem butonul de meniu, mai apoi back office. În e-mailul de înregistrare am primit de asemenea linkul care putem să ne logăm în cont. Vom pune username-ul și parola care le-am creat, parola de logare. Username-ul DCT user și parola admin cu amare 123. Iar pe urmă apăsăm butonul Sing In. O salvăm sau nu o salvăm, depinde fiecare, recomand să o salvați. Și ne cere 2FA-ul. Cum vom seta acest 2FA? Avem Secret Key. K, 7, J, 2, L și așa mai departe. Voi selecta această cheie, țin apăsat, o copiez, pe merg în aplicația Google Authenticator. Vom apăsa Open. Eu am deja mai multe chei salvate. Avem în dreapta jos butonul de plus. Voi apasa butonul de plus și am două variante. Să scanez un QR code sau să scriu OK. Voi apăsa varianta a doua, Enter a Setup Key. La account voi scrie username-ul care o să-l folosesc, DCT user și la key voi da paste la cheia care am copiat-o. Iar pe urmă apăsăm butonul add. Ultimul de jos, sau dacă în cazul vostru poate să fie primul, este acest cod de 6 cifre care avem nevoie să-l copiem. Cum ați observat, s-a schimbat codul. Acest cronometru care la fiecare 30 de secunde codul se schimbă. Pentru cei care aveți Android, dacă țineți apăsat pe cod, se selectează automat. Pentru cei care aveți iPhone, e necesar să apăsați o singură dată și codul se copiază. Pe urmă ne întoarcem la pagina de logare și vom da paste la acest cod. Putem să-l memorăm să-l scriem manual. Felicitări, am intrat în cont. Un tutorial simplu și rapid, baftă tuturor!